această rană poate ursna. Ursna a venit între timp, deci până la două, m-a chemat, deci foarte m-a chemat la consiliu, m-a zis că, nu, am avut două consultații pe care mi-a trimis doamna Muraru, din poate nepoția lui de la Cernăuț și domnul de la servici personal, cum zicea. Erau rudeu și acesta a fost momentul și am făcut cu ei consultația aceasta, dar era așa, deci pe timpul acelea susțineau examene de matriculare și erau două, trei momente. Dacă te duci la Șarul și faci istoria, mai jos de 8 nu e. Te duci la Răreanu și faci română, mai jos de 8 nu e. Deci asta a fost. Răsna ca știu de chestia aceasta, a venit, mi-a pus pe masă, a zis că așa, concediat. Pe care am zis, mulțumesc și am plecat. Deci am mai fost cu un coleg de la istorie, cel a rămas, a umilit și acolo a făcut la universitate. Eu am plecat, mie nu pare rău deloc. Eu chiar de fiecare dată și acolo văd la academie și spun, eu vă mulțumesc din suflet. Că mi-a permis atunci, în felul acesta, să scap pentru că duceam o povară deosebită. Munceam pentru trei povară la facultate, pentru o sacincă, făceam toate orele, fiindcă era deja bolnav, dar pentru dodiță parte din el și mașină, dar asta a fost. Ei bine, atât de repede au trecut oameni încât, iată, sunt la bibliotecă. Este o altă fază, probabil din aceste fâșii pe care le trec eu. La mine, dacă cineva zice că sunt albă, una albă, alta neagră, nu știu cum, pentru mine, deci, mie îmi place mai mult să fiu pe pista aceasta, mult mai întunecat, mă simt mai comod. Albul, nu că te obligă, te stigmatizează, nu vor. Asta e. În rest, chiar am ajuns până în ziua de astăzi, că mă bucură foarte mult că sunteți colegile mele. Numai ca să șterg puțin așa din nedumirire de ce îmi place să prepar, de ce îmi plac florele, am început să zic că am crescut la bunei. Am avut niște bunei extraordinare. Bunelul meu a făcut școala superioară Zexenfort, școala agricolă, la București, diplomat așa de mare. Cunoștea foarte bine, deci, botanica, biologie, zoologie, cu ea făceam ore și îmi spunea nu știe nimic și n-ai să știi niciodată, a două zi mă întreba din nou. Bunica mea, femeie necărturată, habar nu avea. Avea o memorie nemai pomenită. Cum ne provoca? Ne provoca în felul următor. Deci, trebuia să știi pe de rost poeziile, așa e sau nu? Prima fază. Bunica se așeza foarte cuvinte, după cu vârfe, așa, femeie cuvinte de la țară, strungă la dinți și dragul mamii, asta e presa, să te aud că te duci la școală. Deci trebuia să-i spui pe de rost poezia. Eu spuneam, dar ea zice, dar am mai avut ceva de citit? Da. Povestește-i mama. Și mama, deci ea de bunica noastră, cu noi a învățat. Știam textele pe de rost. Era unicul reprezentant al familiei care mergea la adunările pentru părinți. N-am fost, am zis, n-am fost ordonat, deși învățam noi pe cinci, dar n-am fost chiar așa de cuminte, n-am fost de câteva ori exmatriculat, nu din considerentul acesta. Nu-mi plăceau unele momente a unor profesori. Și atât, tai cum eu se uita la mine și mergeam ori la școală numărul 1, la școală numărul 2, la școală numărul 4. Ei, dar în cele de urmă, parcă sunt absolventul celor trei școli din oraș. E bine așa. Și bunica se ducea la aceste adunări pentru părinți și sâmbătă trebuia să facă raportul. La care răspundea foarte de acum. Mai frumos nu putea să zic. Ei bine, însă avea dialogul în parte cu fiecare. Deci cum amica vorbea una, pardon, cu papa, spunea alta. Papa mi era mai sever de felul lui, dar îmi plăcea că eu puteam să-i spun că va fi mult mai bine decât până la această observație. Atât. Bunii mi sunt foarte dragi, am zis că bunica mă ținea lângă ea și îmi spunea, învață-te să faci sarmale și o întrebam, de ce? Ea spunea, zice, că o să-i placă mult, dar. Deci plăcinte, fac sarmale, fac ce doriți, florele îmi plac și deloc nu mă incomodează. Că s-ar zice, bă, uite că e bărbat, dar un bărbat dacă îi place atât de mult și lucrurile atât de ferești pentru toți, de ce să nu fie și el bărbat? Da. Ați văzut, lucrăm cu un coleg din viață și cărți.
poate pentru acest segment temporal, dar noi am beneficiat de această confesiune și am cunoscut un alt coleg cu o viață particulară, extraordinară, și vreau să zic că o familie de buni intelectuali n-aș fi intelectual. Asta e. Și pentru că m-am așezat jos, am văzut că și la etajul întâi ai o ikebana. Deci, frumos. Alte calități am mai observat din povestirea pe care ai dat-o aici, în fața noastră, și ne bucurăm să aflăm secrete, nu secrete, poate. Poate nu secrete. Nu, pur adevăr, pe care noi nu l-am știut până într-atât. Știam că ești coleg cu unii, că ți-a predat doamna Țau, eu cu Țau am avut conflict la universitate și n-am putut să o iert până o 5 ani urmă la biblioteca municipală, ne-am păcat. Ea zice așa, că familia e de față, atamana ai să vii la examen de stat și nu treci tu de mine. Mai mult de 3 nu ai. Dar mie să închizi frunzi de dor de druț. Și în prima, trag bilet frunzi de dor de druț. Și eu zic, amu, ce doamna Irina? Am primit 5. M-am îmbrăcat în ei pe vremea ce e așa frumos, s-o sfidez. Nu mai dacă s-o sfidez, că era prea obraznică, adică ia să mă dă jos, că trebuie să-i spun Bogdanistru, dar eu nu. Și, dar ne-am împăcat până la urmă. Însă tu ai venit mai târziu, când acum era înainte de perestroică alt vânt la universitate. Da, cu 2 ani până la perestroică, 3. Da, dar de acum se simțea, așa ca o rumoare. Noi simțeam că se produce ceva, însă nu știam că se va numi perestroică. Și ei, și învățământul tot. Noi, însă, în anii 70, am învățat mai altă. Deci, în fața dumneavoastră a confesat domnul protagonist Vitale Răilean. Eu îi mulțumesc, dar dumneavoastră sunteți datori cu întrebări, să-l descosăm. Eu vă deschid două paranteze. Ați încercat așa de pe drum, deși în labirintul ăla. Familia, deci așa, am două fiice, sunt mari deja. Fica mai mare a abandonat, era redactor șef responsabil la Relații Internaționale la Publica TV, nu, am mers în Franța, fiindcă am învățat acolo. Fiicele mele, Nizina, după ce a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale, a mers totuși să facă medicină la asistența mea, este la anul 3 acum, în Moscova. Fiicele mele, până la 5 ani, mi-au zis, mamă, da, ele diferențe 1 an de zile, 1 an și 4 ani de zile, și una o luam, o puneam în spate și alta o puneam așa, pe brațul și mergeam cu el prin parc, o puneam, deci, Gheorghe Asai. Și înainte de a ședin de asta, spuneam, o să-i tata. Ați înțeles? Da, 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 bine, mama. Deci, așa mi-a zis, toți ani, dar ele mi spuneau că nu o să uităm niciodată. În fiecare dimineață, la ora 7, eu am avut așa o înțelegere foarte bună cu profesorii de la Gheorghe Asai, ele făceau și germană și engleză și în toată ziua, deci la 7 deja eram la liceu, așa convenisem. Deci plouă, ninge, nu știu cum, unde am locuit, deci toți vecinii știau că dacă se aude mașina, la ora 5 eram gata, trebuie să plece la școală. Deci așa era, așa a fost și la fel sunt niște momente deosebite în viața mea. Odată ce fiicele sunt mult de tată, zic mamă, nu știu.